Perioada secerișului este una dintre cele mai periculoase din sezonul estival, deoarece în orice moment pot izbucni incendii pe câmpurile agricole. Acestea pot fi provocate atât de soarele arzător, cât și de tehnica agricolă cu ajutorul căreia este adunată roadă. Pentru a preveni astfel de situații, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dat startul campaniei de prevenire a incendiilor. Reprezentanții mass media au fost adunați pe teritoriul unei gospodării agricole, reprezentanții cărora au întreprins deja măsurile recomandate de specialiști. Masivurile de cereale sunt repartizate în parcele câte 30 de hectare maxim suprafață prin zone de arate de fâșii de protecție. Din partea drumurilor, căilor de acces și a altor surse de izbucnire a unor eventuale incendii sau unor situații de urgență, la fel masivurile date sunt protejate cu fâșii de protecție. Un alt factor important este ca combinele, dar și alte utilaje agricole să fie dotate cu stingătoare de incendii, să aibă rezerve de apă și nisip și toate cele necesare pentru a interveni în caz de incendiu. Vedem la moment că pe combine este un butoi cu apă, avem o lată cu nisip și cu lapă mai ignifugă, în caz de un incendiu care poate reacționa rapid la stingerea acestora. Totodată vedem că combina este dotată și cu două mături, care tot se prevede pentru stingerea unui incendiu. Specialiștii au ținut să mai menționeze că alimentarea tehnicii cu carburanți și lubrifianți poate fi efectuată doar la punctele de alimentare special amenajate, fiind interzis transportul lichidelor combustibile în vase deschise, precum și alimentarea în lanuri sau distanțe mai mici de 100 de metri de la acesta. Mai mult, pompierii avertizează că fumatul și utilizarea focului deschis pentru distrugerea resturilor de vegetație pe terenurile agricole sunt strict interzise. Agricultorii sau angajații gospodăriilor agricole care nu vor respecta normele de apărare impuse riscă să se aleagă cu procese verbale. Vor fi întreprinse la nerespectare sau depistare încălcărilor grave ale cerințelor, normelor și reguli de apărare împotriva incendiilor, vor fi întreprinse măsuri de constrângere față de factorii de decizie a întreprinderilor. Ulterior va fi eliberată prescripția cu caracter executoriu și înlăturarea neconformităților constatate în cadrul controlului. Campania IGSU de prevenire a incendiilor în perioada secerișului se desfășoară anual cu scopul prevenirii, minimalizării riscurilor și diminuării cazurilor de incendii pe terenurile agricole.